Marți 11 mai 2021, premierul Sorin Câțu va efectua o vizită de lucru în județul Satu Mare, fiind stabilite mai multe obiective pe care le va vizita. De la ora 11 și 15 minute va vizita șantierul varianta de ocolire Satu Mare, tot peste râul Someș. De la ora 11 și 50 de minute va efectua o vizită de lucru la centrul de vaccinare situat în incinta Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt, potrivit comunicatului de presă remis redacției noastre. De la ora 14:50 va face o declarație de presă în sala mică de ședințe a Consiliului Județean.